Eu am mai fost la dumneavoastră și nu a fost bine. Nu a fost bine și când am ajuns acasă, am retrăit poezia Muma lui Ștefan cel Mare în varianta cu nevastă. I-am zis, eu sunt soțioară, rănile mă dor, mi-am luat-o în gură ieri la ai umor. Păi, săraca femeie, ce înseamnă soției care știi să te consoleze? Mi-a spus, iar te-ai plâns din mătar la Dorohoi? Și acum vii la mine, ia marș înapoi. Bine v-am regăsit, sunt Bobby Dumitraș și am venit să dau corijență. Așa da. Excelent. Da. Bun, bun, bună intrare, bună intrare. Bine, mă. Am o cicatrice pe aici, pe jumătatea asta de cap, nu se vede din cauza că sunt machiat. Cicatricea asta mi-aduce mereu aminte de tinerețea mea pe care am petrecut-o în Dorohoi, în discoteca numită Perdeluța. Nu era o locație prea complicată, era așa, un pătrat de beton cu patru ziduri și un bec în mijloc în care băieții se băteau pe muzică. La un moment dat se stingea lumina aceea și noi jucam El Meneaito cu toporul. Ba, pentru un sport de efect dinamic, la un moment dat DJ-ul, care era și inginer de lumini, făcea, băga efectul stroboscopic la întrerupător, făcea clac, 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 până strezea unul care spune, termină, băi, cu USB-ul, ăsta e ultimul. Fetele săracele, îmbrăcate și spalate cât de cât, stăteau așa adunate una într alta ca niște oi într-un colț de discotecă, acolo unde distanța era mai lungă decât raza toporului, știi? Hey. Eu vreau la fete, m-am ferit ca Matrix de topoare. Și am întins mâna acolo. Am dat de ceva molcuț cam la înălțimea asta. Statistic trebuia să fie o țâță. M-am uitat să mă asigur că nu trage altcineva de cealaltă țâță. Și am zis că hai să o scot afară, să văd ce am câștigat. Vasilica. Se putea și mai rău decât Vasilica, vă spun sincer. În materie de loz în plic, Vasilica era lozul ăla mai încearcă. Dar sincer vă spun că nu merita riscul, pentru că înăuntru deja a început și Macarena. Și nu vreți să știți cum era Macarena cu toporul. Efectiv nu merita riscul. Zic, băi, Vasilica, fii atent, eu te duc pe tine acasă, în seara asta o să ai parte de experiența erotică pe care nu mai văzut tot Dorohoiul. Asta spune, ce băi, Bobby, vrei să mă legi, să mă bați cu scaunul? Zic, nu, fii atent, eu îți cânt în seara asta și tu îmi faci striptease. Ce? Fii atent. Și încep. Și nu mă întrerupi, te rog frumos. Zic, baby, take off your coat real slow. Și scoate-ți training-ul, hai. Real slow, ușor că-i strică în fermoarul. Baby, take off your shoes. Și scoate-ți cizmile. Mă rog, și scoate fata asta cizmele. Eu nu sunt foarte pretențios la femei. Nu zic acum, aia că îmi lăcrimau ochii sau mă ustura nasul. Băi, mi-apăreau bubi pe mână. Lasă-mă. You can leave your hat on. Și te rog frumos să încalzi-te înapoi. Nu mă căuta, te sun eu. Și îți scriu. La un moment dat a apărut sintagma asta la noi în mediul economic, băi, nu mai există forță de muncă calificată. Serios? Dați-mi voie să vă contrazic. Încă mecanicul român, mecanicul autoromân, este cel mai bun din univers. Am strâns 2000 de euro să-mi iau o mașină și normal că m-am dus în Germania. După 200 de kilometri cu mașina aceea, băi, mi s-a prins un bec în bord cam așa, m-am pe mine, am spus că o să explodăm cu toți. Intru într-un serviciu nemțesc și zic căluia. Și ăsta se uită și spune das motor caput, scheiße. Adică motor el. Eu îi zic how much? 5000 euro. Băi, nu știu germană, dar asta înseamnă mult în orice limbă. Las, nu, zic, băi, Hans, adică eu dau 2000 de euro pe o mașină și 5000 de euro să repar? Nu, mulțumesc. În 3 săptămâni, cu a întâia și cu a doua, m-am întors în România. Eu timp aveam la mine, n-aveam bani de altă mașină, nu e scump. Și revin la forța de muncă calificată. Ajung în Arad, în primul serviciu auto, da? Și mă ia mecanicul, cu țigara așa în corțuguri. Dar ce-ai pățit, bosulică? Cum ce-am pățit? Uite-o leacă, ce mi-apare în bord, o să murim cu toți. La dracu să ne stai așa. Și după un sfert de oră în care am băut o cafea, mă cheamă. Ia vezi, dă-i ok.
Aha. Pornește, da. Să mai aprinde becul ăla? Nu. Păi normal că nu, ți l-am scos. Eu sunt artist, nu mă interesa mecanic. Eu să nu mai văd becul celălalt. Mă plimbam recel prin parc și am văzut o mămică cum se chinuia să-și învețe copilul de 2 ani poezia Cățeluș cu părul creț. Și mi-am dat seama, dragi prieteni, că asta e cea mai cunoscută poezie din România. O știi și ultimul prost din țara asta. Ce Luceafărul, ce Riga Criptoș la Pone Enigel, Cățeluș cu părul creț. Asta e poezia noastră, temelie. Cu ea ne educăm copiii, da? Îi învățăm valorile de bine și de rău. Care e primul verb, prima acțiune din poezia noastră de suflet? Fură. Fură. Acum o să începeți că românii hoți, că nu știu ce. Nu e asta problema. Problema de bea urmează. Este lipsa puterii de a-ți asuma responsabilitatea furtului. Spune, să jură că nu fură. Serios? Păi poate trebuia să vină un străin să ne scrie poezia asta. Cum era dacă venea un rus? Spunea, dați-mi voi. Cățăluș cu părul creț. Vodcă be lângă coteț. El a prins-o în colț pe laica. Și amul vrea să-i rupă gaica. Cum era dacă ne scria neamțul la mecanic? Era așa. Cățeluș cu părul creț, singur și-a făcut coteț. Și-l mușcă de mereu pe vecinul său evreu. Hai, că începe nenorocirea. Yo, 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 hai, salut! Mă bucur să revăd stimatul juriu. A trecut un an în care v-am supravegheat ca un uliu. Data precedentă am avut ceva de spus despre motivul principal pentru care sunteți în plus. Și recunosc că m-am abținut de la diverse puncte de vedere ce v-ar fi părut perverse. Acum am ceva emoții că n-o să mă difuzați. Nu pentru vulgaritate, pentru că sunteți frustrați. Am venit să-mi spun părerea și să-i reprezint pe rapper. N-am mai venit pentru voi, am venit pentru stand-up-uri. Mihai, ești primul țintit ca și data trecută. E clar că rațiunea ta este de mult pierdută. În finala trecută ne-ai spus ceva de plagiat, că-i totul în regulă, te recunoști că ai copiat. Chiar ai spus tâmpenia asta sau a fost un vis? Cum rămâne cu cei care-și câștigă pâinea din scris? Iar e bună ta, iar e bună. Când puteam să traduc versuri din Ray the Rugged Man. Ce ai auzit până acum este un text prea calculat. Că asta nu mai e prăjeală, deja te-am incinerat. 10-0 la pauză, dar cine ține scorul? Sunt profesorul de roast, Elevai Doina Teodoru. Ești un actor respectabil și nu vreau să te insult. De eram în pielea lui Chelu, eu te-aș fi bătut de mult. Despre domnul Cătălin Ion, nu-mi dați încă verdict. Mai am de lucru cu doamna și ne auzim la sfârșit. Dragă Delia, să ne amintim sezonul 3. Ai interpretat ce mi-a ieșit mie din Condei. Cum că tu ai fi degeaba, că domnul Mihai e gay. Chelu face rap nasol din lipsă de idei. Ai avut dreptate când vine vorba de tine, dar la restul nu, acum o să-ți explic reține. Lui Bendeac i-am spus ca de la bărbat la bărbat, că nu știu ce-a văzut Vancea la el de s-a înmuiat. Că el și în a 12-a noapte a iubit tot un băiat. Mă refeream la piesa de teatru în care a jucat. Lui Cătălin i-am spus că m-a influențat enorm, că ascultam albumele solo când nu puteam să dorm. Că-i fabricantul de gunoi care de fapt e pudic. Zice că are sindromul Tourette doar să prindă la public. Nu-i cel care urește, că a muncit pe rupte să scrie pentru o generație ca să o ajute. Din asta ai înțeles muzică proastă, vrei să spui? Doar făceam wordplay folosind albumele lui. Oricum, rămâi la locul tău, îmi place că ești loco. E nevoie și de cineva să-i dea like lui Coco. Și acum pentru final să mă adresez domnului Chelo. Ăsta e un roast adevărat, nu ce-a făcut Frizero. Mi-ai spus că dacă printr-un disc nu reușești în rap, reușești cu mârlănie, îi sar cu bocan și pe cap. Aș putea să-ți urmez sfatul și să fiu mârlan acum. Să vorbesc despre cancanități care te lasă scrum. Erai fericit că ai concerte și apar pe TV-uri după ți-ai luat suta de zile pentru 10 G-uri. Celor ce le este frică cred că aici ar trage linia, dar eu nu fug ca tine când ți-ai părăsit familia. Ești foarte misogin, asta vede orice orb. Ești foarte rasist, ai împușca oricare corb. Din cercetări chiar te-ai mirat ce cunoștințe absorb. Ești cel mai mare homofob, aici sunt de acord.
Țipai jos cenzura, dar nu înțeleg de ce. Fiindcă acum pentru monetar ți-o arzi pe la TV. Nu să fiu ipocrit, aș merge pe aceeași direcție. Doar că eu n-am spus niciodată că nu vreau atenție. S-a terminat show cu Rose și nu îmi place. Că a trebuit să mă întorc să vă arăt cum se face. O să mă întorc an de an până o să mi se interzică. Poate cu puțin noroc o să-mi dați premiu de frică. Premiu de frică. N-a mai tremurat vocea? Guriță, ești emoționat, nu? Pufuleț, stai într-un loc, că nu putem să te urmărim. Calmează-te, relaxează. Te mai agita. Ce știi tu despre familia mea? Că aici e un punct sensibil. Eu sunt un foarte răutăcios atunci când oamenii fac greșeli grave în ceea ce mă privește. Fratele tău își cere 10 minute să mergi cu mine afară ca să reglăm o situație simpatică. Și sunt un foarte răzbunător. Vezi, poate facem un alt fel de roast. Nu te duce. O să-mi fie dor de emisiunea asta. Acum înțeleg eu de ce mulți oameni pe stradă îmi zic că e emisiunea lor preferată. A căzut una! Am gândit că se va termina așa. La Ai Umor e ca în viață. Uneori e o limită extrem de fină între să-ți o iei sau să o dai. Celor ce le este frică, cred că aici ar trage linia. Dar eu nu fug ca tine când ți-ai părăsit familia. Ești foarte... Iar când vii pe scenă și te iei de familia lui Chelu, intri brusc în zona aia nesigură în care nu știi ce ți se poate întâmpla. Pufuleț, stai într-un loc, că nu putem să te urmărim. Calmează-te, relaxează. Te mai agita. Ce știi tu despre familia mea? Că aici e un punct sensibil. Da, am spus că ți-ai părăsit familia. Știu foarte bine la ce te referi. Eu nu mă refer pentru asta, dacă astăzi nu aș fi fost condamnat pentru 0,6 grame de iarbă oferite unui fraier, poate să tai la montaj, poate nu, așa, eu te-aș fi călcat pe tine în picioare și mi-aș fi asumat bărbătește un dosar penal. Roastul a devenit serios, brusc. Rău la aia cu familia exagerat. Și când am auzit-o pe aia, a fost grav. În momentul în care ăla a vorbit și a pronunțat cuvântul familie și Chelu în același vers, eu am fost convins că se va ridica. Dar, în general, când ești infractor dovedit în România, așa, nu poți să faci două dosare unul peste altul, pentru că mergi direct la pușcărie, iar eu am nevoie să-mi întrețin familia. Tu nu știi nimic despre mine. Nu știu nimic despre ce ai, nu m-ai lăsat să te... Tu ai citit în ziare ceva, iar acel ceva niciodată n-am fost de acord, iar eu, în calitate de Ion Ștefan Cătălin, niciodată n-am vrut să le... mă duc să le dau un drept la replică, pentru că este normal să-i ignori, să mă... păi... Eu sunt un foarte răutăcios atunci când oamenii fac greșeli grave în ceea ce mă privește. Și sunt un om foarte răzbunător și, în general, îmi place că sunt răzbunător. E una din calitățile mele, ca să zic așa. Dacă tu semnezi un foaie în momentul ăsta, uite, în urma unei confruntări cu Chelu, eu nu mă duc la poliție, fratele tău îți cere 10 minute să mergi cu mine afară ca să reglăm o situație simpatică. Te-ai legat de familia asta mea pe legal. Care... nu e legal. Bun, deci ai scăpat, da? Gata, frate, ești marfă, ești adevărat. Frate, pufuleț este pufuleț. În viața reală este pufuleț. Fără niciun fel de reper, fără siguranță, fără nimic. Pur și simplu, i-am zis bine, pufuleț. Eu sezonul ăsta n-am mai venit pentru like-uri. Am venit pentru că ai spus că dacă cineva îți dă un roast bun, vii pe scenă și spune mai una. Mai prost ai fost mai prost decât data trecută. Te-ai legat de familia mea pe care nu o cunoști. Vrei să vii? Eu te invit acasă la mine. Asumă-ți riscul. Vezi? Poate facem un alt fel de roast. Nu te duce. Eu nu am Vorbește. Spus că tu ți-ai părăsit familia. Ba da. Eu am spus că tu ai destrămat-o. În faptul că tu ai divorțat de prima ta soție, asta este un fapt adevărat. Las-o așa, bro, what the f-? Nu este ceva bun. Doamne, tu ai despărțit cât ești de prost să mori. Aoleu, doamne.
domne. Spui că sunt ai avut dreptate, frate, există prost. Băi, vezi. Băi, cum se întoarce viața? Da, uite, tu azi ești prostul meu. A avut și el bendeac mai devreme. Eu zic să ne împărțim, frate, oamenii care vin aici și se joacă cu sufletele noastre băloase. Am și eu unul. Da, continuă. Te ascult cu plăcere, deci jur. Am terminat. Eram sigur, e bine. Sunteți de acord cu concurentul sau cu Chelu? Chelu are dreptate. Chelu, evident. Cred că e destul de clară treaba. Da. Ce-ți dorești tu de la noi în momentul ăsta? Pentru mine să știi că ești cel mai amuzant moment al zilei, acum că m-am liniștit. Practic o emisiune de umor, deci 3 like. Bineînțeles. Deci în sfârșit am găsit un subiect Voi, care poate genera zâmbete. Să spunem că ai primit 2 like-uri, să zicem. Al treilea nu poți să-l primești, că practic eu sunt cam degeaba aici. Nu ești degeaba, vreau să vorbesc. Așa zici? Eu mi-am îndeplinit scopul, deci a durut. N-a durut, prietene, nu mă doare nimic. Eu cred că nu asta a vrut să obțină, sau dacă el crede că asta a vrut să obțină enervarea jurului, înțelege greșit ideea de roast la ai umor. La ai umor trebuie să faci un roast atât de bun încât să nu poate fi notat așa. Ca să fie bun, trebuie să fie deștept. Trebuie să nu fie agresiv. Trebuie să fie niște limite în care nu intri cu bocanci în viața personală unui om. Asta încerc să spun. În momentul în care intri pe o zonă minată, îți asumi. Uite, să mor eu, hai să facem o treabă. Deci hai să muncesc și eu anul ăsta. Deci cumva trebuie să fac și eu un roast cuiva. Nu știu, trebuie să găsim o soluție. Că eu am făcut unul în viața asta. Deci ăla e singurul meu roast, cu adevărat. După aia a venit karma. Despre asta. Nu ești în continuare, acum îmi permiți să spun foarte prost că vorbești în necunoștință de cauză. Eu vorbesc muzical, că după aia a venit karma. Pufuleț, mă enervezi. Deci vorbești în necunoștință de cauză. Eu zic că discuția asta n-are roast. Este foarte important să înțelegi în această viață că poți să te joci cu cuvintele când știi despre ce vorbești, când nu ești prost informat. Sfatul meu este: dezvoltă-te, maturizează-te, du-te la sală, scapă de burtă, regăsește și acceptă-ți aplauzele de seara. A început și Chelu roast-ul, știi? Pot și eu roast. Hai să luăm pauză. Da. Dar nu-i pentru că m-am supărat. I love you. Eu, în primul rând, asta i-am dat nu, pentru că avea momente, frate, când era foarte nesigur. El voia să fie foarte sigur, se uita la noi și la un moment dat își lua privirea de la noi și se uita într-o parte încercând să-și recapete suflul. Și se vedea chestia asta. Băi, frate, ce s-a întâmplat, măi, nenicule? Ne-ai ținut aici? Jesus Christ! Băi! Da, Freddy, credeți că am mințit? A intrat pe un făgaș greșit, a atins o coardă sensibilă, s-a dus dracu toată schema. S-a găsit el să vorbească despre familia mea. Păi, dacă vreau să-i prezint familia mea, îl duc acasă și mă joc cu el. Toată mufa pe neveu, dacă super desmar 2 să crești. Super, super. Sărmâna, sărmâna. Bună seara! Mihai, ai slăbit, ai slăbit, Mihai. Se vede, se vede, se vede. Se vede că ai slăbit. Bun. Mulțumesc. Înainte să începem, am și eu o mare rugăminte, dacă se poate, să dăm un rând de aplauze persoanele care mă văd pentru prima dată în seara asta aici. Bă, super, super, mulțumesc mult. Momentul ăsta îmi place la nebunie. E singurul moment în care mă aplaudă și până toată lumea, că nu mă știe nici dracu. Am 22 de ani și am avut o copilărie foarte urâtă. Pe lângă faptul că ascultam Paraziți, eram și foarte urât. Sper că nu se mai observă și acum. Dar țin minte când mă trimiteau ai mei să arunc gunoi, tata era deja la ușă, încerca să schimbe iala. Eram atât de rău că până și pedofilii fugeau de mine. Nu râdeți că era un sentiment frustrant. Eu eram nevoit să-mi cumpăr singur bomboane. În clasa a patra, țin minte casa în care locuiam a luat foc. Săraca femeie, mama, a pierdut aproape 2 ore gândindu-se dacă are sau nu rost să mă mai trezească. Norocul meu a fost că aveam un lanț de aur la gât. Okay. Mulțumesc frumos. Și nu vreau să aveți impresia că n-o iubesc. Din contră, țin minte când eram mic, m-a lăsat să fumez, doar dacă aveam căciula și fularul la gât. M-a lăsat să-mi fac și tatuaj, ce doar că a zis că sunt liber să plec de acasă, așa că primul care s-a tatuat în familie a fost tata la noi. Și tata și el un om de nota 10, de altfel, are o mare vorbă. Zice că orice bărbat în viață trebuie să facă 3 lucruri. Să construiască o casă, să planteze un copac și să crească un copil. Așa că mereu la gagici mă trimitea cu o cărămidă, cu o creangă și fără prezervative. Și cu toate că am avut o copilărie grea, nu vreau să mă înțelegeți greșit, îmi respect foarte mult părinții și îi iubesc.
pentru că aveți cuvântul meu de onoare. Oamenii ăștia nu au dat niciodată în mine. Mă rog să am înțeles cu băieții de la bloc să facă treaba asta. Și credeți-mă că știu ce aia bătaia, am crescut în Berceni. Am crezut că o să crești, că viața mea se va schimba, dar n-a fost așa. Țin minte, undeva pe la 19 mi-am pierdut mașina. La 20 mi-am pierdut bunicul. La 21 mi-am pierdut apartamentul. La 21 și un sfert am realizat că pocor nu este pentru mine și m-am ridicat de la masă. Mi-a plăcut foarte mult. Ai râs timid. N-am râs timid, frate. Am râs atât cât am simțit. Adică erau urele la care, într-adevăr, erau și urele care erau de... Hai să vorbim puțin și despre relații. Hai. Vreau să vorbim despre prima mea relație. Nu neapărat că e gras, adică nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu știu dacă ați observat, băieți, când combinați pe Facebook, fetele astea mai plinuțe au poza la profil de la sâni în sus. Ați observat? Da, așa e, da. De. Ei, gândiți-vă că prietena mea avea poza de profil la cover. Dar între timp am o prietenă mai ok, care mereu îmi zice că sunt brutal și impulsiv, cu toate că eu nu țin minte să-i fi dat voie să vorbească. Vreau să spună chestia asta, mă, stai așa, mă, eu încep să mă simt prost când faci glumă pe seama mea, am încercat să explic că, din punct de vedere gramatical, în limba română, baby, te poți simți doar proastă. Și cu toate că o supăr și o enervez mereu, trebuie să-i recunosc că, înainte să ne cunoaștem, mama tot avea dubii privind orientarea mea sexuală și mereu încerca să aibă discuții serioase cu mine, la care mereu răspundeam că nu, mamă, nu sunt... Crede-mă, instinctul meu feminin nu mă poate înșela. Și ca drept dovadă am început să cochetez tot mai des magazin de bijuterii. Am zis să iau și un cadou și am găsit chiar o ofertă foarte tentantă. Era ceva de genul că la două verighete cumpărate, a treia cadou. Se pare că sunt mulți prea mulți din ăștia cu stand-up. Dar nu mă deranjează. Alea sunt părțile cele mai frumoase de la Humor. Este foarte clar că avem o singură excepție. Doar stand-up-uri au câștigat, în afară de Grigorescu, care cumva a combinat magia cu stand-up-ul. Deci e clar că cele mai mari șanse le ai la Humor dacă vii cu stand-up sau cu teatru. Iar în final, ca să nu rămânesc cu un gust atât de amar despre mine, am și o mare realizare. A auzit cineva de revista Forbes? Bine, în afară de jurați. De revista Forbes. Ok, revista Forbes publică lunar cei mai bogați oameni ai lumii. Luna trecută, la modul cel mai serios, nu e nicio glumă, revista Forbes a publicat un articol întreg despre mine. În cazul în care nu mă credeți, puteți să verificați la ultima pagină la horoscop. Eu sunt Zodia Taur, da? Mulțumesc mult! Bună, mă, asta s-a plăcut! Mamă, dar ești terminat! Da. Nu vrei un pic de apă? Ba, da. De ce nu-i dai de la tine puțin apă? Pentru că mai am foarte puțin. Nu că vreau de la Delia, mulțumesc. Ai emoții rău de tot. Bă, dar te-ai văzut cum îi făcea mâna? Așa era. Rău. Da, te-ai și grăbit în halul ăsta. Te-ai liniștit un pic? Da, sunt ok. Ok. Acum depinde și ce-mi dați. Chiar ești din Berceni? Da. De unde din Berceni? Pe Brâncoveanu, izvorul Crișului. Super. Te-am pupat. Se vede clar că ești un copil din București care la un moment dat ai fost stricat de îngrozitoarea trupă Paraziția. Da. Câți anișori ai? 22. La 22? Nu mai sunt anișori deja la 22. Da, nu știu. Sunt cam ani. Încă... Eu copilăream la 22. Da? Ce coincidență! Ai aceeași forță interioară pe care o aveam și eu la 22 de anișori, deci mi-este absolut imposibil să nu empatizez cu un tânăr de calitate, așa cum ești tu. Mă descurc, Bendeac? Da. Vă plictisesc? Înseamnă că-mi iese. Așa. Sunt mândru de tine. Consider că te-am format măcar 1%. Acum nu știe dacă zice la mișto sau da, nu. Da, ești. Eu acum încearcă să prindă, știi? Glumele sunt deosebit de cretine. Cred că în anii ce vor urma o să devii un mic monstru al stand-up-ului românesc. Asta dacă te dezvolți și la capitolul personalitate. Vezi ce frumos sună, Bendeac? Ce are, mă, Chelu? Cine e băiatul ăsta și ce-a făcut cu Chelu? Pe mine mai câștiga prietenii. Eu cred că așa mi-aș dori să fie puștii din România. Mă rog, tinerii din România. Cred că ai avut îngrozitor de multe emoții. Da, jur, foarte multe. Te așteptai să ai atât de multe? Da. Și asta contează foarte mult pentru tine, ce se întâmplă acum? Da. De ce? Pentru că am zis să vin să văd dacă e ok sau nu ceea ce fac, dacă are sau nu rost să fac, să nu chinui alți oameni la... Adică e păcat. Adică ai zis, hai să testez în fața 2 milioane de oameni dacă are rost să chinui 50 într-un bar, știi? Dacă o să fie așa oameni ca voi, sunt sigur că o să râdă și...
și alții. Dar asta e un compliment. Sunteți un indicator foarte puternic, hai să fiu sincer. Aici începe pupilurismul. Nu, hai să nu. Bine, hai să nu exagerăm. Bine, nu chiar sunteți, adică. Bă, dar să știi că numărul 1 a fost extraordinar. Ai avut foarte multe lucruri de trecere într-un moment în care nu trebuia să ai foarte multe lucruri de trecere. Cred că trebuia să le testezi mai mult înainte. Însă ce apreciez foarte, foarte mult. Băi, băiatule, am spus mai mult decât o frază, nu? Ce apreciez foarte, foarte mult este faptul că pentru tine chiar contează. Sunt atât de mulți nesimțiți, atât de mulți idioți care vin aici și care tratează treaba asta cu o impertinență ieșită din comun. Și cred că ești foarte crud, ești foarte la început, dar că ai un viitor în treaba asta și mai dă-le ține emoții, pentru că sunt niște momente importante pentru viața ta și poți să le ratezi din cauza asta. Și altul care poate nu este la fel de bun, dar care este puțin mai nesimțit, ideea este poți să ai cu 10 minute înainte, poți să ai cu 30 de secunde înainte. Bă, în momentul în care ai călcat, dă-le, hai. Păi după voi nu mai e frică de nimeni acum. Asta zic. Am exagerat sau nu? Da, ai exagerat, da, frate. Ești... Ai... Hai de odată, că nu mă mai chinuiți, vă rog eu frumos. Bă, dacă ăsta mic e prefăcut. Da, da, cum ar fi? Da, dacă aș fi, că aș fi un actor foarte bun. O face pe mie Lucel. Nu știu, frate, mi-asum, chiar dacă o fi prefăcut. Ta-ta-ra-ta. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Se vede pe fața mea cât sunt de fericit că sunt aici, da? Foarte mult entuziasm și încredere. Nu, serios, eu chiar sunt fericit că sunt aici și o să vă spun și de ce sunt aici și de ce sunt fericit. După ultima relație am rămas cu o sechelă, pot să-i spun. Din senin mă apucă câteodată și vorbesc despre fosta mea prietenă. Și aveam două variante să mă vindec de asta, să merg la psiholog sau să vin la umor. Așa că am mers la psiholog, dar chiar și psihologul mi-a recomandat să vin la umor. El ți-a recomandat, nu? Psihologul, da. Extraordinar. Păi și ție ți-a recomandat, nu știu. Bă, cred că vă duceți la același psiholog, Bendac. Mie mi-a recomandat să nu mai vin. Ție ți-a recomandat să vii. Și motivul pentru care sunt fericit e că practic o să-mi îndeplinesc un vis din copilărie. De când eram mic, îmi doream să fiu prezentator de știri. Sunt aproape? O să vă... Păi nu. Ce treabă are? Păi numărul meu se bazează pe niște știri pe care le-am selectat în ultima vreme. Te rog. Faci ce crezi? Bă, dar ce colț de vampir are. Da? Tu vezi? Și ochi. Și colț și ochi. Chiar că e din Twilight. Un băiat cu un aspect cinematografic natural, ca să zic așa. Înalt, slab, cu un păr roșu în cap, cu doi ochi siniștri, albaștri, rar întâlniți la oamenii cu părul roșu în cap. Nu puteam să privesc în ochi, pentru că ochii lui erau de un albastru tulburător, dar nu ăla... Nu că te uiți la cineva admirativ, mă, ce ochii albaștri ai, ce frumoși. Nu, erau... Wow! Nu te mai uita în ochii mei, că mi se face rău. Arăta așa, adică era jumătate nemțoaică din filmele porno din anii 70, așa cumva, cu părul ăla. Niște ochi. Senzația când îl primeam în ochi era ca scârțuitul pe tablă. Nu știu de ce. Hai, puțin curaj, încurajați omul. Hai, mă! Mulțumesc. Ia! Cu mâinile un pic tremurânde, fără confort pe scenă, fără experiență. Bă, dar te-ai văzut cum îi făcea mâna? Așa era. Zic, mamă, dacă îmi spune și ăsta care e epilepsie, mor. Deci, cad direct. E clar că băiatul ăsta este timid, cum suntem noi, aproape toți timizi în adolescență. O tânără din Galați a fost violată. Păi, sincer, nici nu mă miră că a fost violată, la ce scuze găsesc femeile în ultimul timp numai ca să nu facă sex. Mă doare cap, nu sunt pe ciclu, ia-ți mâna din gâtul meu, nici măcar nu te cunosc. Merge? Se acceptă? Da, hai că e bine, e bine, e pe tronsonul bun. Haide-mă! Și când a început să-și spună glumele, glumele erau foarte bune. Acum... Uitați, de exemplu, fosta mea prietenă nu era așa. De ziua ei, i-am luat ca și cadou un vibrator și peste câteva zile mi-a zis că îi place foarte mult cadoul de la mine, mai cu cam doar fălcile de la el. Bravo, băi, ai zis-o. Așa, continuă. Deci, ai început bine. Și pe lângă asta, mai era și superstițioasă. Era atât de superstițioasă încât evita absolut toate situațiile în care se putea întâmpla ceva rău. Nu trecea pe sub scări, nu călca pe capacele de canalizare cu 4 găuri, se întorcea când vedea o muță neagră și nu comenta când eram beat. Pe chestia asta chiar am avut foarte multe discuții. Bun, bun text, nu text, a reușit bun. Să înțeleagă că dacă beau rom la 10 dimineața, nu sunt alcoolic, ci sunt pirat. Nu era asta singurul lucru care mi-a plăcut la mine. Vă mai dau un exemplu. Aftershave-ul meu cloroform, ci că de la el era somnoroasă mereu și o durea fundul. Mamă, ce le-a zis. Băleu! Băleleu! Băiatul ăsta era foarte, foarte obscen. Pare că aparent nu are inclinație către așa ceva. Aparent.
corpul lui era în contradicție cu cuvintele. Era ca și cum ai fi obligat pe cineva să spună textul. Imposibil ca acest băiat, cu acest aspect, să poată să scoată așa ceva pe gură. Când vine vorba de sex, că mie îmi place să dau totul pe față. Bun, bun, bun. Apropo de asta, e un apropo. Ia uite mă la asta. Atunci când te termin pe fața fetei de care îți place, ești o parte nasoală, că după aceea trebuie să ștergi monitorul. Maestre, învață-mă. A, ce tare a fost. Eu cred că tu ar trebui să predai sexologie pe internet. Bine ai venit la Ai Umor! Este una dintre cele mai stranii surprize de la Ai Umor. Cine dracu se aștepta? Continuă! I-am oferit prietenii mele un orgasm și nesimțita l-a scuipat pe covor. Există viață după porno? Mi-a dat-o, bravo, băi! Vai! Bine, continuă! Da, m-a gătit și ea, mi-a pus mâncarea în farfurie și mi-a zis: dragule, sunt deschisă la absolut orice critică. Poți să fii brutal de sincer. Am gustat mâncarea și am spus: dragă, e surprinzător de bună, chiar neașteptat de bună. Iar tu ești umflată, proastă și urâtă. Dar la un moment dat mi-a zis că, nu știu, ar trebui să luăm o pauză din relația noastră, pentru că mă uit prea mult la fotbal și mă implic cum trebuie. Dar nu știu despre ce vorbea, că eram împreună de 2 sezoane și 5 etape. Mamă, dar ce le-o dă, băi, fraților, băi, așa ceva. Nu, din motivul ăsta ne-am despărțit. Am aflat că e însărcinată și din momentul ăla am început să mă gândesc la tot felul de nume. La absolut la tot felul de nume. Într-un final am ales Juan Carlos și m-am gândit să fug în Mexic. Ce a fost asta? Îmi pare rău. În alte știri, 9 din 10 bărbați... Merge. Băi, e senzațional. Continuă, te rog. În alte știri, 9 din 10 bărbați preferă femeile cu sânii mari. Eu cred că cel de-al 10-lea îi preferă pe ceilalți 9. Bun, bravo, băi, Tobă, băi, ești bun. Maestre, e posibil să ai dreptate. Asta ți-a plăcut. Hai. Am aflat că o oră la bowling costă în jur de 100 de lei. Păi dacă plătești 100 de lei pe ceva ce are 3 găuri, eu aș prefera să fie înaltă, blondă și săgeamă. Aia da? Cred că trebuie cel puțin 200 de lei. Să nu fie chiar atât de înaltă, nu? Este foarte tare, da, bă, da, e da, genial, da. Băiat. Continuă. Zi mai departe, că ne place. Nu am ce să zic, ăsta a fost momentul. Nu, no, hai că mai... Când n-aplaudă nimeni. Uite, deci nu știu ce faci, le inventezi acum, hai. Băi, e de bine, adică... Da, am înțeles, Bendeac, dar eu nu fac stand-up și ăsta a fost pregătit special pentru Ai Umor. E prima dată când fac asta în viața mea și nu mai am alte glume, îmi pare. Nu mai ai vreuna accidentală pe-n cap? Pregătesc pentru finală mai mult. Deja te hazardezi. Hai, mă, să-l aplaudăm pe omul. Hai, mă. Foarte tare. Bine, mă, băiatul. Vrei să mai auzim, suntem curioși. Auzi, dar prietena ta mai este? Adică e, o mai ai? Mai... Da, mai trăiește. Nu dacă trăiește. Vă mai iubiți? Nu pot să răspund la vă mai iubiți. Ne implică pe amândoi și nu știu răspunsul ei. Vă mai iubești, mă? Nu. Bravo, bravo, în sfârșit un răspuns coerent. Bă, dar pare că e un om foarte fain. Mie mi se pare că e un pic freak, e un pic, îl văd așa într-un serial vikingi. Mai vede lumea prin Harry Potter. Sezon. Harry Potter, ceva pe acolo. E personaj. În Game of Thrones. E băiatul care creează probleme în clasă, clar. Vă dați seama că cât e problema. Te spă din afară. De ce? Uite la... Lăsați aspectul general. Voi ați ascultat ce a spus omul ăsta? Da. Suntem la fel, frate, la fel de simțiți, la fel de emotivi, suntem identici. Deci avem personalități. Tu în copilărie. Sau chiar mai rău. Da. Aia aveai plete? Am avut părul lung, da. Chiar ondulat. Ia întoarce cârca să văd. Chiar mai lung decât tine. Asta e chiar un băiat special. Eu cred că dacă facem meseria asta un an de zile și renunță la tracul de pe scenă și începe să prindă curaj, să-și îndrepte spatele și să privească lumea în ochi, o să ajungă unde trebuie, pentru că ce a scris a fost foarte, foarte bine. Băi, n-am nici cea mai vagă idee dacă vreodată vei face o meserie din ceea ce s-a întâmplat adineauri. Ești omul care a tremurat cel mai mult. Sper să nu-mi spui. Dar nu, dar nu e de la lipsa de alcool din sânge. Tu, bă, Cosmin, împotriva tuturor șanselor, împotriva tuturor aparențelor... Ai scos-o, Cosmine, azi.
împotriva a tot ceea ce ai fi crezut înainte sau eu aș fi crezut în momentul în care a intrat pe scenă. Pentru mine, nu pot să, mi-e greu acum să fac un calcul să spun exact, dar cred că ești între primele trei numere de stand-up pe care eu l-am văzut în acest sezon. S-ar putea chiar spre locul 2. A fost și vreau să fac și chestia asta. Bine, mai Cosmine, băi! Incredibil! Ce nebun! Bă, dar e mult între cele mai bune trei numere de stand-up în sezonul ăsta? Probabil că e. Părerea mea este că ești între primii 11, deci șansa de a... Frate-mi, e fratele meu. A, e fratele, nu? Și a terminat teologia. Da, am avut una dintre cele mai tari reacții de când sunt eu aici. Aia cu frate-s, pe cuvântul meu de onoare. Și mi s-a vărut foarte tare. Te-ai speriat? Dar nu, prima dată n-am... Și după aia mi-am dat seama că e o chestie foarte emoțională, știi? Uite, ești în primii 11, deci șansa de a ajunge în finală e mică, este adevărat, dar nu putem decât să ne bucurăm alături de tine și să-ți comunicăm faptul că n-a fost rău deloc. Ah. 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 Yep. Bună seara! Sunt ca doctorul scăpat de sub control și am venit să râdem copios. La ai umor cu un juriu obosit de plictiseală tixit. Mai am până conchid, fac un rol strălucit. Începe cu Benteac, un actor foarte titrat, dar e destul de plecat, depresiv și actiat. După orice femeie ce are lipsă de idee, cam cât de perversie și de strâmb la creier. Cam toți au dat duma, cum că ai fi homo. Eu spun că ai exagerat cu filmele alea porno. Expun un content potent, deloc indecent, despre acest client ce și-a făcut abonament la orice ediție. Parcă trăiești zilele fricii, o să ieși curând la pensie, cam ca toți bunicii. Superstițios, nu știi ce să alegi din religii, un pic fricos, cauți indicii visând la delicii. Cum ar fi să cucerești toate femeile și cum ar fi să pui în practică toate ideile? Dar tu ești timid și le privești cu jind, ele cu admirație. Nu mai visa la vreo că nu vine din senin. Mai fă-ți un control, servesc răutăți din plin peste capul tău gol. Paranoia e mare și tu foarte bine o știi și o arzi de pare că te-au maltratat extraterestri. Cam light acest roast. Îmi vine să dansez pe el în loc să mă sperii. Delia, o cântăreață zâmboreață cu o privire semeață ce doar pare isteață. Nu afirm că ești incultă, nici doctor docent. Ce s-a întâmplat cu trupa? A intrat în faliment? E doar Caterinca, sunt un simplu observator. Aduc știrile alea fresh, corespondent, tu ai umor. Știam că fata-i doxă, muzical conservator. Îi mai scapă cât o noxă, dar e hit, ce ușor. Poți face tu banii, mami, sincer te plac, hi-hi. Am atâtea fantezii, nu d-alea din patiserii, ci proiectate în cortex, atrag priviri gen vortex. Chiar de se taie la montaj, nu o să le rostesc. Nu vizești celebritatea, chiar deloc knockout. Mânuiești instrumentele, în afară de flaut. Îmi expun ventele, pot să-mi fac mendrele, să evit sechelele, mai bine-ți fac eu refrenele. Nu te invit pe piesă, că n-ai treabă cu rapul. Mai bine la masă, că tu le-ai cu mâncatul. Să nu plângi, poate cine știe, vom colabora. Apropo, ce dressing vrei să aibă salata ta? Chelu, veteran ca un Espero, tan ca un Pajero, învechit ca un Cielo. Bă, sună bine rău de sunat, nu? Dar e light. Ai înțeles comparațiile, îți urmăresc prestațiile, că-s fan de ani buni, intr-un cap ca trepanațiile. Te-ai mutat la munte, la țară, hitchhiking, gen să nu mai comiți iară. Stage diving, acum pe TV, cum la vedere Dom Perignon. Ești în jurul, ai umor, ca așa hotărât om blaton. Sunt cel mai bun roaster, clasic ca un roaster, că-i vremea să produc arsuri ca un toaster. Astea-s dumetari, ce țin oameni în case. Te aud că auzi cuvinte să mă ataci, n-ai șanse. Asta-i tare la rap, doar acum sunt concurentul, ce și-a pregătit exact cum trebuie contentul. Și totuși nu te văd ca un adversar, e clar, doar că ies din tipar. Nu-i loc de doi titani, ai zis că nu-i vorba de respect. Din potrivă, ești motivul pentru care țara ușor se schimbă. N-am venit să te stresez, ci să impresionez. Știi că-s bun, hai, scoate contractul să-l semnez. A, 2017, ai umor. S-a pus Chelu pe poziția. A venit cineva și pe tarlaua lui Chelu. Un roast controlat, decent. Nu este un roast controlat, deja urăsc cuvântul roast. E grav, deci eu n-aș face așa. Avem aici o doamnă. Bine, vedem dacă îmi place. Aș fi dezmembrat acolo pe loc. Am auzit că ai un... mișto.
Arată-l! Mamă, dar a venit cineva afară, de, pentru prima dată de când sunt aici, a venit cineva. Haide! Cu această femeie, eu v-am apreciat de foarte multe ori. Freda, unde ești tu? Sunt ca doctorul, scăpat de sub control și am venit să râdem copios. La ai umor cu un juriu obosit. Am revenit. Când urci pe scenă ai umor și încerci să faci rap, ai un singur gând în minte. Ce o să zică Kelly? Bine, al doilea gând ar fi: dacă scap cu viață. În fine, omul nostru a venit, a cântat, iar acum așteaptă răspunsul. N-am venit să te stresez, ci să impresionez. Știi că-s bun, hai, scoate contractul să-l semnez. Tu te irosești, măi, fratele meu. N-aud. Nici eu n-am auzit foarte bine, dar m-am concentrat. Tu te irosești, adică atâta muncă să-mi asculți muzica aia nenorocită și nasoală și învechită ca să-mi răstălmăcești cuvintele, că de fapt asta ai făcut. Când poți să-ți faci propriile tale versuri, de ce nu stai acasă și ești, bam, o idee genială care o să-i facă pe ăștia să cadă de pe scaun și să vină să... Și pune-o, frate, în versuri, dacă tot te simți bun. E un rost decent, un rost este controlat. Este foarte decent. Știi că ești al N și pe la concurent care vine, cântă, da, rap, exact, da, așa. Da. Mă rog, tu nu m-ai enervat. Norocul lui că n-a sărit calul, nu a făcut greșeli, nu s-a luat de familiile noastre, de morți, de răniți, nu ne-a înjurat. Nu mi-a displăcut felul în care cântă rap și abordarea, felul cum s-a îmbrăcat. Exact, iar diss-ul este o chestie care este mega violentă, mega, adică îl ataci pe om la slăbiciunile lui și așa mai departe, dar nu trebuie să fie comică. Ăsta e scopul, să faci un om să când iese din casă să zici: mă vede cineva? Oare aia care mă aplaudau ieri mă scuipă dacă mă văd sau râde mine, mă arată cu degetul ca la grădiniță, uite-l pe ăla. Ăsta e sensul, frate. Per total, textul mi s-a părut firav. Tocmai din lipsa dorinței de a face cu adevărat un text jignitor. Chiar vreau să te întreb, instrumentalul ți aparține? Nu, e luat de pe net. Asta e o problemă. Așează-te jos, acceptă faptul că faci instrumentale proaste, cum am făcut și eu jumătate viață, sau mă rog, poate chiar le fac, dar mie chiar nu-mi pasă. Așa? Deci mai chiar instrumente. Fă-ți-le pe ale tale. De ce? Te dezvolți ca artist rap. În momentul în care îți scrii versurile, îți faci instrumentalele și crezi în ceea ce faci. Pentru că atunci când ești sincer cu tine, s-ar putea să te placă cineva cu adevărat. Și o să zică: bă, tu gândești ca mine, de-aia îmi place ceea ce faci. În rest, n-avem, frate, problemă. Mersi. Ai mai văzut momente de, nu știu, roast, diss și așa mai departe? Adică ai văzut rapper care au venit aici și care au făcut treaba asta până acum? Da. Ok, perfect. Acum nu mă pricep, dar mie mi s-a părut că dintre toți, tu ai avut cel mai mult flow. Asta e părerea mea. Da, e ok. Mie mi s-a părut cel mai bun, cel mai sigur pe el. Am auzit cele mai puține... De fapt, nu, n-am auzit deloc. Nu l-am auzit obosind în timp ce cânta, nu l-am auzit gâfâind. Avea foarte multă siguranță, avea un flow foarte ok. Bă, de ce veniți toți și, cel puțin în privința mea, bă, vă repetați? Sunt nebun. Că sunt gay, ok, am înțeles toate glumele. Că... Nu. Ce? Am zis că am toți au dat duma cum că ai fi homo. Păi da, ok, deci, ai menționat. Dar n-am găsit nimic în momentul ăsta de roast care, bă, să... E amuzant.
una la mână să fie amuzant, dar să mă miște un pic, adică să mă, sau să nu mai fi auzit treaba asta. Dacă aș vrea să fac un rost, baș, căutaș, săpa, frate, ceva. Foarte la îndemână aia cu flaut. Mega la îndemână, adică pe bune. Eu m-am documentat pentru rostul ăsta. Dacă te iei de cineva, te iei de artist. Bendeac artistul, Deli artistul, Chelu artistul. Ce face fiecare în viața personală e problema lui strict. Păi dar stai bă că intri într-o zonă de ipocrizie. Nu, de ce? Eu am păi din ceea ce ai făcut vis-a-vis de mine, cât are legătură cu profesia mea? Nu, am spus fix de ce am văzut eu la televizor. Că sunt nebun. Ai afirmat-o și tu, că medicamentația face bine la un moment dat. Deci eu am spus strict pe ce a mers juriul. Asta am vorbit, despre asta am vorbit, strict da. Ce a spus în interviuri și la Ai Omor la emisiune. Bine. Atat tot. Okay. Eu vă mulțumesc. Cu mare dragoste. Oricum, asta este vot până asociere și noi, fiind niște oameni răi, nu vrem să recunoaștem că ce ai făcut tu este extraordinar și de aceea o să te trimitem acasă ca să ne mai faci una. Luchelu i-a plăcut! Da, mă, nu, omul a fost bine, a fost corect. Și nouă ne-a plăcut. Eu sunt ca polițistul ăla. Fii, fratele meu, ne știm de o viață, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine, dar știi, nu pot să te ajut, că asta e legea. Mulțumesc și eu!